Direcția Județeană de Statistică Hunedoara a centralizat datele legate de principalii indicatori socioeconomici înregistrați în luna februarie a acestui an. În ceea ce privește numărul de angajați, lucrurile stau destul de bine, acesta fiind în creștere, motiv pentru care județul nostru se plasează în prima jumătate a ierarhiei la nivel național. Efectivul salariaților la sfârșitul lunii februarie 2022 în județul Hunedoara este de 110.979 cu 1.839 mai mult față de luna februarie 2021. Județul Hunedoara ocupă locul 19 în ierarhia județelor la acest indicator. Situația este însă dezastruoasă în ceea ce privește nivelul salariilor, deși acestea au crescut cu peste 200 de lei față de aceeași perioadă anului trecut. Județul este pe locul 36 din 42 la acest capitol, venitul mediu brut al unui hunedorean fiind cu peste 1000 de lei mai mic în comparație cu cel înregistrat la nivel național. Iar diferența față de bucureșteni, cei mai bine plătiți dintre români, depășește 3000 de lei. Câștigul salarial mediu brut în luna februarie 2022 la nivel național a fost de 6.059 de lei. În județul Hunedoara, câștigul salarial mediu brut în luna februarie a fost de 4.705 lei, cu 234 de lei mai mult decât în luna februarie anului 2021. Județul nostru se situează pe locul 36 în ierarhia județelor la acest indicator. Cele mai mari câștiguri salariale brute în luna februarie s-au înregistrat în București 7.951, Cluj 7.202, Timiș 6.486, Sibiu 6.201, iar cel mai scăzut salariu mediu brut a fost în Vâlcea 4.540. Județul Hunedoara este pe același loc și în ceea ce privește salariul mediu net, acesta fiind de 2.892 de lei, în vreme ce media națională este de 3.721 de lei, iar un bucureștean ia în mână lunar 4.868 de lei.